Salutare rockerilor și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi vom vorbi despre plata mea, deoarece, după cum vedeți, probabil în acest moment sunt, cred că, cel mai, uh, cel mai pletos de pe YouTube. Dacă este altul mai pletos ca mine, tot respectul, înțeleg prin ce chin trece ca să își poată întreține părul atât de lung. Pentru cei curioși cam cât de lung îmi este părul, ei bine, dacă îl întind așa, este cam... Uh, până la, până la buric. Oricum, să vedem cât o să mai crească. Momentan n-am probleme cu chelitul. O să vorbesc un pic despre ce produse folosesc și eu pentru întreține, întreținerea, părului. Pentru că ghiciți ce, ce? Și roacherii se spală. Incredibil așa ceva, nu? Bun. Deci pentru cei care sunteți noi pe aici, mă numesc Ovidiu, am 22 de ani și nu am mai tuns de 4 ani de zile. În momentul în care voi vedeți acest videoclip se împlinesc 4, da, 4 ani de când nu m-am mai tuns pur și simplu, mi-am dorit să am părul lung. Am avut probleme la școală, într-adevăr, de a trebui să mă tun la un moment dat, de îmi lăsasem doar un ponytail pe mijloc, dar diferit ce am terminat și școala. Uh, înainte să mi las din nou pleată, m-am ras în cap, mă focusem cu un număr peste tot, ca să crească pleata uniformă, să nu fie nevoie să l îndrept după aia la un moment dat și de atunci nu m-am mai tuns. Tot ce m tun, eu sunt... Uh, sunt perciunii, acum mi-au mai crescut, dar nu-mi plac deloc perciunii bucata asta de aici, am. Eu tun mereu, las doar barba și pe ceafă mă mai iau, dar n-are na, rost să mă întorc acum să vă arăt. Pe ceafă vă puteți lua cu orice lamă, eu când mai trec prin Lidl, prin Carrefour, printr-un magazin de ăsta, mi-au un set de la de lame ca să mă iau și eu pe ceafă, că e puful la nasol și se vede ură din spate, de aceea mereu... Uh, miau Mi-au pordă pe ceafă o dată pe la vreo lună, cred, cam așa. Și perciunii, nu știu, cam când îmi mai mult perciunii de... Îți mai lungi firele de la perciune cât astea trei floacele mele din barbă, atunci am iau. Păi am iau cu mașina de tuns, cu care îl tunde tata pe tataie. <laughs> în fine. Uh, bun, deci am patru ani de zile de când uh, sunt pletos. Cam după un an de zile după ce nu m-am mai tuns, am putut să-mi prim părul coadă, l-aveam. Cred că... Cred că... Ceva de genul ăsta l-aveam cam după un an de zile. Puteam în sfârșit să-mi l prind în coadă. Deja de la al doilea an băgam în boală toate, toate tovarășele mele, era ciudă de atunci pe părul meu că am părul mai lung ca ele și mult mai sănătos. Și acum am părul foarte calume, adică e, e dur în continuare, n-am probleme, da, am după 4 ani de zile, oricum nu cred că se vede la camera, am câteva da, doar câteva vârfuri despicate, nici că mă apuc să tai din ele, îl las așa să crească, să fiu un pic mai rebel, că nu trebuie să am păr, uh, cum să spun, aranjat milimetric, că nu sunt doamnă prezentabilă sau ceva, probabil sunt bărbat, Vikingii erau pletoși și nu aveau părul aranjat la, la coafor. Cât de lung am de gând să-mi las părul probabil, ei bine, cât de lung se poate, când o să mă satur de el, poate o să mă fac un fel de Johnny Depp, o să mi las cam până pe aici și o să-mi fac un look de Johnny Depp sau văd eu ce look o să-mi fac. Dar momentan îl las să crească. Deci v-am arătat am până la burică, Hai să vorbim un pic despre ce produse folosesc eu. În primul rând, sfatul meu, cel mai important, lăsați dracu piaptă, nu folosiți-l în barbă, folosiți-l în mustață dacă aveți păr facial, dar nu în păr, pentru că piaptă nu rupe. E rupe destul de multe fire și se încurcă, mai bine folosiți o perie din asta. Fie rotundă, fie nerotundă, cum s-ar spune. Eu am preferat rotundă, îmi place cum arată, e eficientă, nasol e că, bineînțeles, se cam strânge păr în ea și trebuie să o curăți. Eu îmi curăț peria de păr odată pe la 2-3 săptămâni, cam așa, când se adună păr mult în ea și scot cam cât un ghemotoc să fac o pisică. Na, la mine fiind părul lung, orice fir lung, dacă le iau și îl, înf îl pot înfoșura așa în jurul periei de câteva ori, că na, fiind atâta un fir de păr, cred că mai mult, atâta un fir de păr la mine pare mai mult. Uh, să nu vă speriați dacă o să, vă, mi se, o să vi se mai rupă fir de păr sau vă mai cade păr. E perfect normal, eu de mic. Când mai purtam câte o căciulă, ceva, găseam în ea două, trei fire atâta de păr cum aveam părul când eram mic. Deci nu vă speriați, e normal să vă mai pice cât un fir de păr, crește la loc, n -aveți, să nu aveți griji cu astea. Problema e când începe să vi se rupă părul de la jumate sau când începeți cu adevărat să cheliți aveți petice albe. Petice albe, petice în care nu mai crește porul. La mine linia arată destul de bine, adică nu pare să chelesc. Am 22 de ani și așa am conturul ăsta de când eram mic. Am prieteni care deja au început să chelesc adică li s-a făcut fruntea ceva de genul ăsta, așa, adică, na. Depinde de bulanul fiecăruia cum spuneam, nu mai folosiți pe în folosiți perii din astea, sunt mult mai bune. Eu de uscat de felul meu, fie mi-l cu feonul, fie las, îl storc un pic cu prosopul și stau cu părud. Asta vara mai mult stau cu părud, iar n-am usuc cu feonul. Nu stau să mă frec într-una cu prosopul, că mă plitise să-l usuc așa. De multe ori stau cu părud, cu un prosop pe spate ca să nu mă ud prea tare. Să nu mi se de tricoul de pe mine, dar vara mai mult stau cu părut, că așa, așa mă mai răcore și eu câtuși de puțin. Uh, să nu vă pieptănați zilnic, să nu vă periați părul zilnic pentru că cu cât îl periați mai mult cu atât se rup mai multe fire, indiferent cât de orice instrument folosiți tot uh, vi se mai rup fire, așa că sfatul meu, mă rog, în cazul meu eu îmi țin părul în coadă destul de mult, am elasticul ăsta și mă rog, elastice de genul folosesc eu, important e să fie elastic și să vă țineți părul prins mai mult timp, dacă îl țineți prins și nu îl pieptonați în fiecare zi să vi-l faceți nu știu câte feluri, nu o să vi se mai rupă atâtea fire. De la mine măcar are ce să se rupă că este și des. Norocul meu că am avut gena bună. Dar sfatul meu, nu stați în fiecare zi să vi-l periați, că o să vă cam rupeți din fire. Vorba cuiva, dacă m-aș pieptăna în fiecare zi, aș fi ca o mătură în cap. O mătură de paie. Bun, deci cam asta e treaba uh, cu spălatul pe corp să vă spălați cât mai des, ca să nu mirosiți, să nu zică lumea că și voi sunteți uraceri. Dar pe păr nu vă spălați în fiecare zi, că nu e nevoie. Eu cred că odată la 3 zile este mai mult decât suficient să te speli pe păr. Deoarece mulți nu înțeleg chestia asta, cu cât te speli mai mult pe păr, îl ieși și îl vrei să-l speli ca lumea, cu atâta, bineînțeles, se mai destramă firul, că trăgând în el și frecându-l, normal că îl mai slăbești de la rădăcine, ca atunci când tragi de un copac. La un moment dat îl cam prea mult de acolo din locul lui. Nu e necesar să speli părul în fiecare zi, poate la 2-3 zile este suficient. Pe cor, da, spălați-vă la cur să nu mirosiți urât, da, pe păr, 2-3 zile e ce trebuie. Bineînțeles, dacă aveți probleme și vi se îngrașă părul extrem de repede, atunci da, dar dacă aveți același aspect de păr voluminos câteva zile, nu are rost să-l spălați dacă nu s-a strâns mizerie în el. Bun, și cam asta ar fi cu spălatul și cu pieptănatul. Că tot ce am de și ce șampon folosesc, folosesc șamponul ăsta. Bine că se reflectă lumina de la ring light, da. Deci folosesc saias Dacă aproape se vede mai bine. A, bine că se reflectă lumina asta de la ring light. Trebuie să-l dau un pic mai, mai slab, că prea se reflectă. Așa, bun. Deci eu folosesc, aia tot se vede, eu folosesc șamponul ăsta de la saias anti dandruff care, culmea, pe, pe sticlă scrie că este din plastic 100% reciclat, deci măcar sponsorizăm și reciclatul. Nu sunt sponsorizat de Sias, aș fi vrut eu să mă fi sponsorizat Sias, că na, la cât șampon folosesc eu să mă spăl pe cap, uh, mi-ar fi fost util o sponsorizare, mai economiseam și eu 10 lei pe săptămână să beau o sticlă de asta. Da, eu de felul meu mă șamponez de două, poate chiar de trei ori. Depinde cum am chef, dacă mă grăbesc, mă spăl și mă grăbesc, uh, dau de două ori dacă nu mă grăbesc să mă spăl. Că na, poate trebuie să plec undeva, mă șamponez chiar de trei ori. Deci o sticlă de asta nu mă ține mult oricum. Chiar dacă are, că dracu are, 440 de mililitri, nu mă ține foarte mult o sticlă din asta. Deci Sias Anti-Dandruff mai este o marcă de Sias uh, cu, e, ăsta e albastru, mai una cu portocaliu roșcat așa cu o tipă cu părul portocaliu, ăla e cu, din asta, cu keratină în caz că aveți por sensibil să vă spălați cu șamponul ăla. Eu l-am ales pe ăsta că într-adevăr am probleme cu mătreața. Mă rog, aveam. Adică am folosit destul de multe tipuri de șampon. Head and Shoulders o grămadă nu m-a ajutat prea mult. Făceam mătreață de la ăla în Cel mai prost șampon e ăla cu mentă. Nu mi-a plăcut niciodată șamponul cu mentă. Am mai folosit toată la cineva un șampon era la o sticlă așa roșie și ci că e șampon nemțesc că la mi-a zis că l-a primit el de la cineva în Germania. M-am spălat cu șamponul ăla. Vă mâncava și gura voastră. Scotea mătreața cu șpacul de la șamponul ăla, efectiv. Sfaias, sponsorizați mi și voi pe mine să mai economisești și eu niște bani cât dau eu așa. Trebuie să zici și mie vreo 10 de-astea. Bun. Cam asta ar fi treaba. Ce să vă mai zic despre șamponul ăsta? Habar n-am. Are niște detalii, dar... Aci că are formulă vegană. N-am citit niciodată ce scrie pe el. Pur și simplu, eu la un moment dat așa făceam. Luam cât un tip de șampon diferit ca să găsesc unul bun. Și mi-a zis un prieten, bă, eu folosesc Saez. Bun, m-am dus într-un magazin și am văzut pe rafturi câteva tipuri de Saez pe care să le iau. Și când am văzut anti-dandruf, am zis anti-dandruf. Probabil că dandruf înseamnă mătreață și l-am luat pe ăsta. Cam asta este treaba cu șamponul și cu pieptănatul. Și cum spuneam, dacă vreți să nu vi se rupă firele prea mult, țineți-l în coadă, dar nu prea strâns ca să nu fie părul sub presiune. Și în caz că n-aveți timp să vă spălați pe cap, sau mai bine spus, să vă uscați, nu vreți să plecați cu părul și să zicem, acum vă sună careva și alo, da, ieșim până undeva, deci dacă acum trebuie să plecați undeva, eu mai folosesc în situații de genul ăsta, e cam gol, nu prea, nici nu se aude, nu prea mai are mult în el, mai folosesc ăsta, șampon uscat sau anti antigresime de ăsta, antidegresant. Este util că, în primul rând, miroase frumos. Mi-am luat ăsta de, de să miroasă lime. Mai miroase? Hai că mai miroase un pic. Îmi place mult cum miroase ăsta așa. O combinație de... Da, de săpun cu... Cu lămâie verde. E util ăsta. De multe ori eu mă mai dau cu el doar pentru că pute frumos. Că mi se mai zice... Îmi place să pun. Mi s-a zis o dată de la ăsta. E chiar util. Deci, ca să-l folosiți, hai că vă citesc imediat ce scrie pe el. Mă rog, sunt mai multe mărci, am zis să iau tot science că dacă folosești șampon, și ăsta. Mi s-a mai recomandat șamponul scat de la Batiste. Așa, Batis, Batiste, cum dracu să o citi, așa scrie pe el, Batiste. Scrie pe el aici cum se folosește, stați un pic. Anul trecut v-am făcut un video despre trei care v-am făcut story time cum am pățit cu părul aia. Acum vă vorbesc despre întreținerea părului, cum de în continuare am părul rezistent. Hai să vedem ce scrie pe aici. Telimizarea uh, astea maghiară, română. Oferă tău cu tare. Deci zice așa. Agită cu fermitate recipientul înainte de fiecare utilizare și între, pulveriz între pulverizări. Adică îl agiți, te-ai dat, îl agiți, te-ai dat iar. Bun. Da, așa, cam pe rândul. De deci, Oferă părului tău o zi de prospețime în plus și mai mult volum, volum fără să fără să îl speli. Da, păi asta e ideea, șamponul uscat în caz că n-ai timp să te speli. Sau apă caldă, cum e în București. Cred că în București a crescut uh, vânzarea de șampoane din asta, astea uscate de spray de ăsta, de păr. De când cu problemele alea cu apa caldă. Deci, mod de utilizare, Pune un prosop pe umeri și periază bine părul. Stai cam să ne... Deci, mod de utilizare. Pune un prosop pe umeri și periază bine părul. Agită cu fermitate repice... recipientul. Recipientul, auzi la mine. Recipientul înainte de fiecare utilizare și între pulverizări. Pulverizează în jeturi scurte de la o distanță de 20 de centimetri. 20 de centimetri ar fi cam o palmă. Deci cam la așa ar trebui să-l pulverizez. Vă arăt imediat și cum. Iar am pierdut Așa, pulverizează în jeturi scurte, distanță de 20 cm. Masează părul cu un prosop și apoi periază-l din nou. Deci, te dau cu ăsta, dai un pic cu prosopul ca să întinzi și apoi te mai periezi odată. Așa. Folosind uscătorul de păr, îndepărtează eventuale urme rămase după pulverizare. Am înțeles. Deci, după ce ai făcut asta, e posibil să mai rămână niște chestii mici albe așa, niște granule. Da, na, se mai întâmplă. Și te dai cu scătorul ca să ți le, să ți le din păr. N-am citit niciodată toate instrucțiunile. Eu atat am văzut, am citit primul cu pulverizează. Bine, la și, și iar pulverizez. A, așa, ce mai zice aici? Eventuale urme rămase după pulverizare. Închide capacul după utilizare și păstrează recipientul într-un loc uscat. Adică să nu-l ții undeva într-un loc umed. Hai să facem și o testare aici. Hai că mișcarea asta majoritatea bărbaților știm să o facem. Așa. Și dăm de la 20 cm. Dăm un pic așa. Mai cităm un pic. Mai dăm un pic. Mai, dăm, un... mai agităm. Mai dăm un pic. Gat. Ajunge. Și ca idee, în vreo 5 minute, nu cred că apuc să trim de filmat videoclipul și n chef să pun pe pauză. O să mi se mai umflă un pic părul. Eu abia n-am spălat acum două zile și... Nu prea mare are cât să se umfle. Mi oricum îmi stă mai mult întins părul pe aici sus pe la scalp, că na, e greutate mare. L-am mai, mai ondulat așa spre vârfuri. Stați ca un prosop pe aici și ce să-mi dau așa și să-l mai și pe Hai că mai dau un pic prosopul și gata. Deci cam așa se utilizează șampon uscat, cred că așa se folosește orice șampon, îl agiți și te-ai dat frumos așa. Gata, hai că ajunge, că-l că termin. Bă da, al cum miroase bine. Deci cam astea ar fi uh, produsele pe care le folosesc eu pentru părul meu. Îl dau num eu îl dau numai pe, uh, pe aici, pe la rădăcină, nu zicea dacă trebuie dat și mai jos așa pe, pe fir. Eu l-am dat doar la rădăcină, că acolo se strânge în general. Cresimea aia Da Și cam asta ar fi Nu știu cât costă un ăsta Nu mai țin cât am dat Are 200 ml Bă, da, a expirat măcar Când expiră ăsta? Aia în 2023 mai e valabil Maxim 20 de lei mi se pare că e un degresant ăsta de Și șamponul 15 lei În orice caz Cu două bagnote cu Ecaterina Teodoroiu Ți-ai cumpărat câte unul din fiecare Poate chiar cu Ecaterina și jumătatele le cumperi pambele nu mai știu cât costă, că s-au mai schimbat prețurile de timp. Da. Cam asta este videoul meu despre uh, că nu m-am tuns 4 ani de zile și cum îmi întrețin eu părul. E nasol că mai primesc hate pe bă, filial de plătos, unde te să fii și tu în rând cu lumea, nu știu ce. Da, că astea sunt problemele noastre acum. Moare lumea de COVID, dar uh, sunt bărbați pletoși și asta e problema. În fine, uh, vreau să scrieți în comentarii câți pletoși avem, ce produse folosiți voi pentru a vă întreține podoaba capilară, adică pleata. Și dacă ați avut probleme cu bullying sau cu școala pentru că ați vrut să fiți pletoși. Sper că v-a fost util acest videoclip. Sunt curios dacă mai folosea careva dintre voi Sias. Da. Poate cine știe, la nu o să trec pe altceva dacă nu mai sunt mulțumit de ele. Dacă aveți recomandări de produse de-astea pentru păr, antidegresant și șampon care să fie mai bune decât Sias, vă aștept recomandările. Uh, mai sunt balsam, balsame, balsamuri, măști de păr, dar nu, no, n-am folosit din astea. Odată m-am dat cu un, un fel de mască, balsam, cine aiba era pe bază de miere, dar nu mi s-a părut prea wow, adică cam la fel aveam părut după. Depinde și de genă. Dacă aveți chelioși în familie, vă va fi cam greu să fiți pletoși. Dacă nu aveți chelioși în familie, chelioși natural nu că se radie în cap, atunci este bine. Încă nu prea a început să-și facă efectul sau... Aia, nici nu se vede pe, pe camera asta. Un pic acum se cam reflectă lumina de la șamponul ăla uscat. În fine, da. aștept opinia în comentarii. Sper să nu dau de dăște cu... Ia uite -mă, și pe ăsta nu se spală și a lăsat părul lung. Mai dau de oameni de genul. Da, m-am obișnuit. Mă se că pe stradă nu dau de oameni din ăștia. Numai pe internet, că pe stradă... <laughs> Toți suntem cuminți, dar pe net suntem niște fiare. Da, Cam atât. Ne vom auzi data viitoare, probabil la videoclipul cu 5 ani de când m-am tuns și povestea merge mai departe. Bă, eu n-am stat să măsor uh, cât de lung e un fir de păr, dar se vede cam cât de lung e. Da. te vei când intru mor multe de ciudă că mă văd așa. Bineînțeles, a fost un live destul de bun și pentru alte chestii, cum ar fi follow uri pe Instagram și Tinder și... Mă astea sunt alte discuții pe care le-am mai, a, le -a mai pomenit într-un video de anul trecut. Dacă nu uit o să vă apară acum videoclipul ăla pe lângă capul meu când v-am povestit că am, cu ce m-a ajutat părul. Na. Cum am mai socializat și ce probleme am avut eu la școală din cauza pletei și mentalității românilor ăștia în la minte. Bun, cam atât. Încerc să fac intro de trei ori. Acum chiar se încheie videoclipul. Ceau les tuturor roacerii mei. Pace!